potrivit la locul potrivit mai întotdeauna, ai marcat 4 goluri în campionat pentru. Cum te simți tu personal aici? Mă simt foarte bine, avem un colectiv foarte bun, condițiile superbe, tot de ce avem nevoie ca să fim acolo sus. Grupul cum îl simți înainte de următorul meci? Atmosfera în vestiar e una foarte bună, toți suntem pregătiți, motivați, ne susținem unul pe altul și zic eu că suntem pregătiți de următoarele etape. Ai apucat să joci într-un meci amical aici pe Cluj Arena și puțin într-un meci oficial. Am revenit astăzi la antrenamente acasă. Cum se simte terenul? Cum se simte gazonul? După ce a fost replantat gazonul, zic că e într-o stare destul de bună la momentul actual. Sunt unele denivelări, dar sunt sigur că până la ora jocului cu Brașov va fi totul ideal și vom avea toate condițiile ca să facem un meci bun. Singurul lucru care mi-aș dori foarte mult e să revină spectatorii pe Cluj Arena. Deci asta îmi doresc cel mai mult. Urmează un meci pe teren dificil împotriva unui adversar incomod. Cum crezi că va fi meciul de luni? Cum îl vei aborda tu personal? Voi trata meciul cu maximă seriozitate, cu ambiție mare, deci va fi un meci de luptă și va trebui să demonstrăm un caracter de învingător și sunt sigur că o vom face.